În plan politic, acum tensiuni uriașe înainte de ședința coaliției PNL și PSD se atacă reciproc, în timp ce socialdemocrații îl ironizează pe Nicolae Ciucă și spun că poate ar trebui să amâne alegerile vreo 2 ani ca să ajungă în turul 2. Liberalii răspund pe măsură. Deputatul PNL Adrian Cosma a declarat într-o intervenție pentru B1 TV că premierul nu are șanse la alegerile prezidențiale, prin urmare în PSD s-ar discuta despre o posibilă înlocuire a candidaturii sale cu cea a lui Sorin Grindeanu. Există o relație de încredere în momentul de față între PSD și PNL după aceste... Până una alta, deci eu cred că și coaliția de mâine ar trebui să aibă ca scop problemele guvernamentale. Din punct de vedere al deciziilor politice comune, comportamentul în ultimul timp, cel puțin în ceea ce mă privește, nu mă face foarte optimist în ceea ce privește relația de încredere. Există o ruptură în momentul de față între PSD și PNL? O ruptură. Uitați-mă, când nu ai două vorbe la un loc pe diverse subiecte și anul ăsta au fost multe, dar de ce să ne certăm? Că asta e viața, face fiecare ce vrea, cum vrea. În replică, Raluca Turcan a scris un mesaj pe pagina sa de socializare, apreciind că era clar că alegerile se vor desfășura la termen, astfel că această temă a provocat prea multe discuții. Totodată, prin vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu a declarat, cu aluzie la liderul PNL Nicolae Ciucă, faptul că unii politicieni și-ar dori amânarea cu 2 ani a alegerilor pentru a reuși să intre în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Alegeri oricum trebuie să avem. S-ar putea ca unii să se gândească că trebuie să amânăm alegerile prezidențiale până peste 2 ani, că poate așa intră în turul 2. Nu există această variantă. Noi trebuie să facem alegeri prezidențiale în această toamnă și alegeri parlamentare la fel. Această răzgândeală bine n-a făcut, e în mod cert, dar nici nu a dus la... stricăciuni din astea definitive, ireparabile, dar nici nu pot să fiu ipocrit și să spun că a făcut bine această răzgândeală a partenerilor noștri. La rândul său, deputatul PNL Adrian Cosma a declarat într-o intervenție pentru B1 TV că premierul Marcel Ciolacu nu are șanse la alegerile prezidențiale. Prin urmare, în PSD s-ar discuta despre o posibilă înlocuire a candidaturii sale cu cea a lui Sorin Grindeanu. Eu pot să-i asigur pe domnii de la PSD că anul acesta domnul Ciolacu nu are șanse la președinție, însă e foarte clar că face gălăgie cel care vrea să îl înlocuiască la candidatura la președinție din partea PSD pe domnul Ciolacu, și anume domnul Grindeanu.